Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează preacuviaţului de stareţ, ca să vorbesc. Pentru rugăciunea de Sfinților, Părinților și Doamne, și cu toate, Dumnezeu, amin. Iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi, sau praznicul împărătesc, dacă vreți, al Epifaniei, sau arătării la față, a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este unul din salba celor 12 praznice împărătești ale anului, privitoare la planul de mântuire a neamului omenesc de Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, sau, dacă vreți, sfatul Sfintei Treimi. Ce trebuie prezentat astăzi? Trebuie să știm trei lucruri. Deschiderea cerurilor, Sfânta Treime, Duhul Sfânt în chip ca de porumbel, și în cea din urmă instanță, mișcarea stihiilor în prezența lui Dumnezeu. Arătarea Sfintei Treimi n-a fost unică și singura, cea de la Iordan, ci de-a lungul Vechiului și a Noului Testament, Sfânta Treime se va mai arăta oamenilor și lumii ca o mărturie concretă a ceea ce este, deci nu cum scriem noi în îndreptarele de spovedanie, ci cum am îndoit în dreapta credință ortodoxă. Dacă mai știi tu vreuna, crezi în aia. Cea din tâi arătare a Sfintei Treimi și a chipului Sfintei Treimi este însuși construcția omului. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Veșnic, rațional și cuvântător. Nu o să intrăm prea mult în detaliu, ci știți de la facere, când spune acolo în capitolul facerei, că Dumnezeu vorbea cu cuvântul. Confirmată în Sfânta Psaltire, unde spune, cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor. A doua arătare a Sfintei Treimi, în chip citit, dacă vreți, sau în chip scripturistic, este cea de la turnul Babel. Iată ce fac oamenii pe pământ. Să ne pogorâm și să amestecăm limbile. A coborât Dumnezeu și a amestecat limbile la Babilon și tot sub puterea Lui s-au mai unit încă o dată la pogorârea Duhului Sfânt, când s-au unit limbile și s-a făcut un singur neam și o singură credință, fia lui Avram după credință, cu fiul lui Avram după trup, într-un singur Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu, Tatăl, amin, cum spune la liturghie exact la sfârșit. Alta arătare este cea de la stejarul din Mamre. Chipul celor trei tineri, când Avram cinează cu ei la masă și primește acel consimțământ extraordinar de tata multor neamuri, fiind moșneac bătrân și Sara bătrână și neavând niciun prunc. Sara râdea în cort în timp ce aducea mâncare, se îndoia în credință, dar Avram a cerut cel un semn. Doamne, ce pot să fac să cred asta? Și atunci îl scoate de mână unul din tinerii Sfintei Treimi și îi arată cerul și îi spune, fiii tăi vor fi mai mulți ca stelele cerului și mai mulți decât nisipul mare. Deci ceea ce nu se poate număra și până astăzi nu se poate număra. După aceea, arătarea Iordanului de astăzi, despre care ne vom opri și vom vorbi, după aceea schimbarea la față, și aici facem o mică antiteză între schimbarea la față și Iordan și spunem așa, dacă la Iordan fiul se pleacă în chip de rob, sub ape și sub mâna zidirii, adică a Sfântului Ioan Botezătorul, la schimbarea la față, arătându-le ucenicilor slava pe cât li se puteau căzut cu fața la pământ și au dat în acel somn extaziat și acea răpire în care, cum spune Apostolul Pavel, nici nu pricep, nici nu vezi, nici nu auzi, nici nu înțelegi. Dar acea stare de dulceață duhovnicească o confirmă Petru când spune ce bine ar fi să facem aici trei colibe, una lui Moise, una lui Ilie și una ție. Nu se mai gândeau la ei, pentru că ei simțeau acea căldură a Duhului Sfânt sau acel nor care îi copleșise. O altă mărturie, dacă vreți, destul de elocventă și clară la înviere, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun ai fost cu Tatăl și cu Duhul toate umplându-le cel acești necuprins. De aceea și slujba învierii nu va începe prin altceva decât prin acel cuvânt frumos. Slavă Sfintei cele de o viață și nedespărțitei Treimi. Deci ați văzut? Făcătoare și de viață Treimi. Deci iată prin ce începe.
Și de fiecare dată cele șapte taine ale Bisericii evocă puterea Sfintei Treimi, spunând binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Același lucru, deci ce l-am discutat la pogorârea Duhului Sfânt, când de data aceasta nu mai vine în chip ca de porumbel, ci vine în chip de limb de foc. Dar vine sub comanda cui? Eu mă voi sui la Tatăl, spune Hristos la înălțare, să gătesc împărăția cea întemeiată și pregătită vouă de la începuturile lumii, mai înainte de facerea lumii. Și mai mult decât atât, vă voi trimite mângâietorul care de la Tatăl purcede, Evanghelia lui Matei. Și acela va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Deci va fi mijlocitor între mine și Tatăl. De ce? Eu sunt ușa Tatălui și Tatăl nu vine la Tatăl decât cel care voiește Fiul să-i se descopere și invers. O altă arătare a Sfintei Treimi este a înfricoșatei judecăți. Când Tatăl a dat toată judecata Fiului, ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pre Tatăl care l-a trimis. Deci iată ce frumos! O altă arătare a Sfintei Treimi este vederea cerurilor deschise de arhidiaconul Ștefan, care vede pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui și nu de-a dreapta noastră. O altă arătare a Sfintei Treimi, ca să vedeți de ce trebuie citit Noul Testament și nu Romane de dragoste, la buna vestire, Arhanghel din cer, înspăimântat cu frică și cu cutremur, îi spune Fecioarei Maria, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. Ăsta e Evanghelistul Luca, consemnă lucrul acesta, în capitolul 1, pe la versetul 30-35, e o mare capacitate de versete în capitolul 1 legate de buna vestire, la care spune, și cel născut din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu, sau Fiul Celui Preanalt. Deci iată încă o mărturie a Sfintei Treimi. Mergem și mai departe, fiindcă vor mai fi câteva arătări. Le-am pus într-o anumită ordine ca să nu le încurcăm. Încă o arătare a Sfintei Treimi este aceea pe care însuși Mântuitorul Iisus Hristos o mărturisește, fără profeți, fără apostoli, fără Ioan Botezătorul, fără Arhanghel și fără Fecioara Maria. După ce a înviat din morți și a intrat în foișorul unde toți stăteau ascunși de frica iudeilor, le-a spus pace vouă, apoi le-a dat Duh Sfânt, le-a suflat Duh Sfânt și le-a spus mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Cel ce nu va crede și nu se va boteza, se va osândi. De aici sectarii și-au luat această bucată de paragraf și încep să boteze prin pâraile satelor și ale orașelor, încercând să demonstreze că ei or fi vreunul din cei 12 apostoli însuflați cu Duhul Sfânt. Niciun apostol n-avea la statutul lui adventismul sau jehovismul sau baptismul sau evanghelist de ziua șaptea sau alt fel de nume de acestea inventate după 1800. La orice rugăciune pe care noi o începem, spunem așa, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. La orice rugăciune terminăm, spunem, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și așa, în felul acesta, noi mărturisim întreaga Sfântă Treime legată de viața, deci, dacă vreți, de viața noastră de zi cu zi, pentru că mai departe am zis că un alt lucru frumos care trebuie arătat și l-am pus în ordine este acesta. Rostul sau rolul Sfintei Treimi. I-am văzut și chipul simbolic, i-am văzut și chipul scripturistic, i-am văzut și chipul asemănării cu omul și tot. Sfânta Treime este prezentă în toate cele șapte taine și nu se face nimic afară de puterea Sfintei Treimi. Și începem cu taina botezului, care luminează pe tot omul ce vine în lume. Ce spune? Care este adevăratul Dumnezeu? Ca lumea să te, adevărata putere, ca lumea să te cunoască pe tine singur adevăratul Dumnezeu, care e venit în lume să mântuiești pe tot omul.
Sfânta Treime descoperă din iubire, spune Părintele Stăniloae în Iisus Hristos, restaurarea omului, pe Fiul unu născut, fără de tată din mamă și fără de mamă din tată, cel ce după 8 zile te tai împrejur, după mamă fiind și cel mai înainte de veci. Deci iată, deci după tată. Mai mult decât atâta, de ce luminează lumea? Pentru că El este lumina cunoștinței, răsăritul cel de sus. Și aici Sfântul Ioan Gură de Aur face un comentariu frumos. Hristos nu s-a arătat întreg la naștere, pentru că îl vesteau magii, pentru că îl vesteau păstorii, pentru că îl vesteau îngeri, era un prunc care aștepta vestirea întregii lumi. Și așa spune mai departe Evanghelia. Celor din întuneric le-a răsărit lumină mare. Dar ce fel de lumină? O lumină care se completează la Iordan cu glas ceresc, și o să vedeți și acolo ce taină frumoasă se săvârșește, dar mai mult decât atât, de-abia la înviere se aude arhanghelici, ce arhanghelicesc, că nici nu avem cuvinte să spunem. Ce căutați pe cel viu cu cei morți când este în lumina cea pururea fiitoare? Deci iată unde era locul lui Hristos, în izvorul apofatic al luminii. Tot Sfânta Treime are rolul de a uni cerul cu pământul, prin pântecele Fecioarei, prin Iordan, prin mormânt, prin înviere, prin apă și prin Duh. De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci iată ce frumos îi spune lui Nicodim, sfetnicul de taină care aștepta și el învierea. Apa Vechiului Testament, cea amară pe care Moise a aruncat lemnul ca să o îndulcească, adică simbolul crucii, este astăzi îndulcită de ce? De harurile, sau cum spune Sfântul Ioan Damaschin în dogmatică, zice, mirul cel ceresc cursă în pântecele cel fecioresc, care vine să îndulcească apele cele amare ale merei. Iată, zice, Sfânta Treime face ca cele de sus să vorbească cu cele de jos. Și de-abia acum pot să mă întorc de unde am plecat și la ceea ce avem treabă. Iată cum vorbesc cele de sus cu cele de jos. Mai întâi și de toate, Sfântul Evanghelist Ioan arată în Evanghelia sa că Ioan Botezătorul consemna: eu nu-l știu pe el. Eu nu-l știu pe el. În capitolul 1, cu versetul 33. Dar este în mijlocul nostru cel pe care voi nu-l știți. Deci iată, Ioan nu-l știa în felul lui. În cât adâncimea tainei poate să coboare, să coboare. Cei din jurul lui nu-l știau deloc, pentru că îl întreabă la un moment dat pe Ioan, ești tu Hristosul? Dar mai departe consemnează Evanghelistul Ioan spusele Sfântului Ioan Botezătorul către întreg poporul. Acela care m-a trimis mi-a zis, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela botează cu Duhul Sfânt și cu foc. De ce spun lucrul acesta? Pentru că această întâlnire în discuția lui Ioan Botezătorul, profet curat venit din pustiu, și nu repetăm același lucru care l-am vorbit la duminica dinainte de botez, ieri sau la altăieri, ci vreau să spun un singur lucru. Dacă tuturor le vorbea la gradul de societate la care se afla și le dădea sfaturi practice, iată că și la oameni le dă o mărturie practică pe care Mântuitorul o va pune într-o oglindă cu totul deosebită. Între Iordan și judecată este diferență de timp și de loc. Iordanul este ceva trecut, dar prezent în taina bisericii cu fiecare botez, iar judecata înfricoșată este în viitorul lui Dumnezeu, dar în același timp în astăzul lui Dumnezeu. Prin ce? Prin taina fiecărui om care moare și se întâlnește cu Hristos în fața judecății lui particulare. Și atunci ce apare? Apare cuvântul lui Ioan către popor. Iată ce învață mielul lui Dumnezeu. Cine are două haine să dea una celui ce nu are, iar cine are bucate să dea celui flământ care nu are. Iată ce învăța pe popor. Iar la înfricoșata judecată, ce spune Hristos? Milă voiesc și nu jertfă. Și tot la înfricoșata judecată spune, flământ, gol, sărac,
însetat, bolnav și închis și așa mai departe. Deci vezi că ele se suprapun, vezi că cele de sus vorbesc cu cele de jos, prin Duhul Sfânt, care era protectorul și ocrotitorul Sfântului Ioan Botezătorul prin harul și curățenia lui, este insuflat cu ce cuvinte să vorbească, văzându-se gospodar cu lopata la are ce stringe grâu în jâtniță și pleava în foc, văzându-se tăietor în pădurea lui Dumnezeu, unde porcul sălbatic a rămas și a stricat toată via aia și a păscut-o pe ea și trebuie împrejmuită cu gardul Duhului Sfânt, adică cu puterea lui Dumnezeu și așa mai departe, toate celelalte. Dar cuvântul pașnic pe care Ioan Botezătorul sădește în lume înainte de deschiderea cerurilor este cuvântul pocăiți-vă. Acest pocăiți-vă, comentat de Sfinții Părinți, spune că este trâmbița de deșteptare sau primul tunet care va trezi omenirea din iadul păcatelor și din umbra morții. Nimeni n-auzise până la Ioan Botezătorul de cuvântul pocăiți-vă. Adică nu treceți-vă la secte. Îndreptați-vă viața. Faceți nete de cărările Domnului. Cele colțuroase să fie nete, de cele strâmbe să fie îndreptate, dealurile să se plece. Și de ce lucru acesta? Pentru că până la vremea lui Ioan Botezătorul sau pecetuitorul Vechiului Testament, îmi scoteai un dinte, îți scoteam un dinte, îmi scoteai un ochi, îți scoteam un ochi, mă omorai, te omoram. Deci aceasta era legea judecății talionului, cum mi se mai spune, sau legea decalogului. Iată de ce spune mai departe că acest pocăiți-vă, tot la fel, Sfântul Maxim îl comentează, este plânsul înnăbușit al pustiirii care colindă pretutindenea unde oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce înseamnă nepocăit sau nepregătit? Înseamnă crimă, omor, jaf, dezmărț, frică, teamă, zgârcere, răutate, egoism și tot ce vrei. Iar pocăiți-vă este trâmbiță deșteptătoare spre fapta bună. Mai departe, încă un lucru frumos la care trebuie să ne oprim. Odată cu deschiderea cerului se întâmplă două lucruri diferite. Iordanul se spăimântă și se întoarce înapoi. De ce oare lucrul acesta? De ce simte nevoia Iordanul să se întoarcă înapoi? Munții să salte, îngerii să cânte, oamenii să se uite și să audă glas, dar să nu vadă. Pentru că unii trăiesc cu impresia că la Bobotează, atunci când a fost botezul Domnului, oamenii vedeau cerurile deschise. Niciodată. Era acel Ioan Botezătorul care vine și specifică. Și acel Ioan Evanghelistul care scrie. De ce scrie? Nici nu vă vine în cap de ce scrie. Pentru că el era martor cu Andrei cel întâi chemat și era ucenic al lui Ioan Botezătorul înainte ca Hristos să fie ieșit la botez și la propovăduire. Și spune mai departe o altă Evanghelie a Ortodoxiei care o sărbăm în postul mare. Zice, am găsit pe cel ce se cheamă Mesia, pe cel ce se numește Hristos. Și Natanael întreabă unde, vino și vezi. Și ăsta îi spune, Hristos din Nazaret, Iisus din Nazaret. Și spune, poate să iasă ceva bun, pentru că Nazaretul se știa că era o zonă cu oameni mai delăsători. Dar iată că vederea stranie de la Bobotează, deci în care și Andrei cel întâi chemat, apostolul țării noastre, și Ioan Evanghelistul erau ucenicii fidele al lui Ioan Botezătorul și vedeau toată taina înaintea mergătorului și toată discuția cu acest profet, cu acest om Dumnezeu apărut deodată, care venea să aducă lumii cu tot o altă lege, o altă mentalitate și nu că schimba numai vremea sau locul prin vorbe, ci însuși apropierea Mântuitorului Iisus Hristos la apa Iordanului făcea ca acel fior al legii celei noi, al legii Harului, să vină și să copleșească inimile, că oamenii puteau să plece, să nu fie interesați. Dar erau așa ca la un fel de târg, erau toți curioși să vadă taina în sine despre care vorbea Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul ce face?
vede cerurile deschise. Și aici când mă opresc la ceruri, nu mă opresc de pomană. Aici mă opresc ca să le spunem din nou celor care încă în mintea lor trăiesc cu acea idee spațială de cosmos, în care spune, am văzut și cu racheta, și cu supersonicul, și cu avionul, și cu nava spațială, dar pe Dumnezeu Tatăl nu l-am întâlnit, pe draci nu i-am văzut. Pe draci nu-i putem vedea că sunt duhovnicești, iar pe Dumnezeu Tatăl nu-l putem vedea dintr-un alt motiv. Să vedeți, sunt două motive diferite. Întâi, că cerul sau eterul care noi îl avem dincoace de atmosfera pe care o respirăm sau spațiul interstelar, mai este și el la rândul lui, la capetele lui, unde or fi capetele lui, la mii și mii de ani lumină, de ce le spune cerurile cerilor, este cerul de foc, unde nu mai trece nimic material. Deci nu mai trece nimic din cele pământești. De aceea spune Apostolul Pavel, că eu nu știu dacă în trup sau afară de trup am fost răpit și ce am auzit nu pot pricepe nici cu mintea, nici cu urechea, nici cu ochiul, nici cu limba. Cele ce de om pământean nu s-a simțit și nu s-a văzut. Iar dincolo de cerul de foc, de-abia încep cerurile cerurilor, adică acele ceruri ale cetelor îngerești, care sunt în slujba Dumnezeirii, cele apofatice și necuprinse și nemărginite, până la tronul și slava Sfintei Treimi, de unde deschizându-se, cele de sus vorbesc cu cele de jos cum. Deci câtă distanță este între Dumnezeu cerului și fața pământului. Dar acea distanță prin ce este completată? Prin dragostea Lui. Adică dragostea Lui Dumnezeu pătrunde până acolo unde Scriptura vine și spune nu căutați în afară, ci înăuntru împărăția Lui Dumnezeu, că este înăuntrul vostru. Deci iată, glasul Lui Dumnezeu se auzea pe pământ ca de la un pas sau doi. Dar cerurile se vedeau deschise. De ce se deschisese cerurile? Ca glasul Lui Dumnezeu să pătrundă până la fața locului, adică să pătrundă până în inima celor care stăteau de față. De aceea și Ioan Botezătorul își permite să mustre pe saduchei farisei și ce veni să se studieze taina Iordanului, zice, ce ați venit pui de năpârcă? Credeți că scăpați de mânia care vine? Credeți că dacă mai clociți vreun vicleșug, scăpați de dreptatea lui Dumnezeu? N-aveau cum să scape. Pentru că în același timp, cu cerurile deschise, Hristos, pășind în apele Iordanului și punând mâna în creștet Ioan, se împlinea o altă mare taină. Cum v-am spus data trecută, să zdrobea păcatul lui Adam. Dar cum să zdrobea? Se absorbea în trupul înomenit al lui Dumnezeu și se dizolva în dragostea lui nesfârșită de om și în clipa aceea Tatăl mărturisea din cer de fapt ce avea de făcut el cu Adam. V-am spus, asta nu o repetăm. Dar mai mult decât atât, Duhul Sfânt se pogora în chip ca de porumb deasupra lui Iisus Hristos și aici a fost mirarea mare. Taina Iordanului ca om de Hristos a fost simțită în măsura umanității lui Hristos de om desăvârșit, care n-avea pentru ce sta în apă. Calcă în apă, iese din apă. Dar în clipa când Duhul Sfânt se coboară în chip de porumbel deasupra Mântuitorului Iisus Hristos, în clipa aceea Iordanul se înspăimântă că și-aduce aminte, v-am spus că altă dată, de acel Duh ocrotitor care plutea și încălzea deasupra apelor ce? Încălzea viața, cum spune Sfântul Vasile cel Mare la Imeron, toată zidirea stătea îngrecată, adică însărcinată ca o femeie în ceasurile nașterii, gata să dea afară ce avea poruncă. Pește, apă, floare, măr, păr, pasăre, animal și tot ce se cheamă pe regnul animal, vegetal și tot ce a creat apele și pământul pentru a fi stăpân Adam peste ele și a se bucura și a le da nume și a le stăpâni. Dar iată că nu aceasta impresionează, ci faptul că Duhul Sfânt în chip ca de porumb era văzut poate tot de cei trei. Să fi fost văzut de Ioan Botezătorul, care și mărturisește, să fi fost văzut de Ioan Evanghelistul, care scrie acest pasaj, și să fi fost văzut poate de cei care erau vrednici ca să-l vadă. Pentru că legat de această contemplație, Nichifor Crainic face încă o dată comentariu. Și cei ce îi băteau cuiele pe cruce, lui Dumnezeu îi le băteau. Lui Dumnezeu omul. Cei ce băteau cu bici și cu scuipări pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu omul băteau. Dar în momentul când Pilat pune întrebarea la judecată și spune, zice, tu zici că, nu, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu zici aceasta.
Deci, tu spui un adevăr. Deci, înseamnă că conștiința ta lucrează. Dar spălându-se fictiv pe mâini, totuși îl lasă în judecata iudeilor și nu prezintă el garanția muceniciei, adică garanția scăpării, să spun acest drept nu merită pedepsit și eu n-am nimic cu el, eu trebuie să-l las liber. Dar a profitat de acest balamuc al iudeilor și în același timp s-a împăcat el cu Irod de vechile lor probleme care le aveau între dânsii. Și aici mă opresc de acum la ce mă interesează și lăsăm lucrurile pe alături. Fiul meu iubit, întru care bine am voit. De ce a voit întru el? A voit întru el pentru că a putut să absolve, suprema ascultare și supunere pe care trebuia să o dedice Adam lui Dumnezeu în clipa când a fost făcut de sine voitor în grădina Raiului. Și iată, spune așa, cei ce sunt omenești și au paternitatea în moarte, adică originea, dar cei ce sunt duhovnicești își au originea sau paternitatea în Hristos, care duce la viață veșnică. Dar această viață veșnică, la rândul ei, nu vine decât prin ce? Prin cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul. El este mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii și îl arată pe Hristos lumii. Dar cum ridică păcatele lumii? Hai să-l întrebăm tot în continuare pe Sfântul Maxim. Sângele mielului, ca să vedeți, este vinul euharistic care îmbată ființa umană de marea iubire a lui Hristos. De aceea omul pleacă spre Dumnezeu pentru că se simte iubit și în același timp iubește. Ce? Iubește iubirea divină care l-a restaurat și i-a dat viață veșnică și iubește pe Hristos care vine să-și verse sângele. Este unica realitate pe care a putut să o facă vreodată un întemeietor de religii. Ce-a dat Mahomet? Ce-a dat Buddha? Ce-a dat Confucius sau Krishna sau alți întemeitori de religii? Nimic. Ce-a dat Marx, asta, Calvin și Luther? Ce-a dat mai departe catolicismul? N-au avut ce să dea. Ci s-au rupt pe o latură rațională și au căzut de pe latura spirituală. Dar sângele mielului vine să unifice prin dragoste. Cum? Prin focul rugăciunii. Și o să vedeți ce comparație frumoasă își permite Sfântul Maxim Mărturisitorul să facă legată de focul rugăciunii. Spune așa, că sângele mielului și sângele Euharistiei sunt roșii și fierbinți ca focul. De ce? Pentru că și limbile de chip, în chip de foc ce veneau deasupra apostolilor erau de culoarea focului. De aceea, în tradiția bisericii la sfințirea Sfintelor Taine, noi folosim obiceiul ca la junghierea mielului lui Dumnezeu, atunci când facem Sfânta Proscomidie, să spunem unul din nostași cu sulița în coasta împuns și a curs sânge și apă. De ce a curs întâi sânge și apă? Pentru că jertfa Domnului Dumnezeu Tatăl din treime nu s-a săvârșit în clipa răstignirii, ci s-a săvârșit în clipa creării omului cu voie de sine stăpânitoare. Astăzi lui Dumnezeu înseamnă 7.000 de ani înainte sau 7.000 de ani în urmă sau milioane de ani lumină înainte și milioane de ani lumină în urmă. Deci la Dumnezeu nu există un trecut, un prezent și un viitor. Astăzi lui Dumnezeu înseamnă mântuirea fiecărui om prin taina învierii. Și atunci când se face învierea? Exact când cuvântul lui Dumnezeu, deci cel din treime, iată în conforma treimii, vine și spune către Tatăl, îl voi ridica, îl voi mântui. Și cum îl voi mântui? Și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Deci iată unde este jertfa și sângele care curge fierbinte ca focul și roșu ca focul. Și mai mult decât atât, și la rugăciunile înalte, spun marii trăitori mistici, Simeon Nou Teolog, Grigore Palama, preîndumnezeitul aminte, și alți, Isaac Siru, că atunci când inima este cuprinsă la trepte înalte de rugăciune, se înflăcărează ca focul, arde, dar nu mistuie și în același timp
apa lacrimilor vine să spele și să boteze conștiința curățită de prezența lui Dumnezeu. Apa Iordanului vine să spele păcatele lumii, conștientă de prezența lui Dumnezeu în ea, de autoconservare pe care o primește prin Duhul Sfânt. De aceea nu se strică aghiazma, nu pentru că îi pune busuioc popa sau cruce de aluminiu sau de metal sau de argint, cum se mai spune în unele discuții sectare, în care nu poți să-i convingi că aghiazma rămâne aghiazmă și e un fel de taină lui Dumnezeu pentru cei orbi pe pământ. Mergând și mai departe, iată încă un lucru minunat care trebuie menționat din lucrarea Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt, în chip ca de porumbel, își permite să coboare peste Iisus Hristos, El nu vine să strice legile vechi sau cele noi. Atunci când Noe este în corabie și apele potopului, cele năvălitoare și înverșunate, au stârpit neamul omenesc de pe fața pământului, pentru că Dumnezeu s-a căit după mulțimea milei sale că l-a făcut pe om și a zis, dar nu-l voi pierde, pentru că își dăduse seama că nu l-a făcut din greșeală și nici din întâmplare, nici hazard, cum spune părintele Galeriu, ci cu un scop bine meritat și bine menit, iată că porumbița vine cu o ramură de măslin să aducă semnul împăcării înapoi în corabie, prin ce? Prin acea fecioară care va fi și ea la rândul ei o porumbiță lină, blândă și fără răutate, cum îi cântăm noi în rugăciunile ei, și care va veni să aducă rodul măslinului sau al păcii în pântecele ei. Deci va veni să aducă stâlparea cea duhovnicească trimisă de Dumnezeu din cer, fiindcă porumbelul este și simbolul libertății, adică simbolul curăției și a fecioriei. Dar mai mult decât atât, dacă Eva se spăimântă de glasul lui Adam, de glasul lui Dumnezeu în cer și Adam fuge, aici am vrut să spun că cele de sus vorbesc cu cele de jos și acum de-abia cădem pe o parte mai, zic eu, mai clară. Deci când vorbesc cele de sus cu cele de jos, dacă Adam stătea lângă Dumnezeu și spunea, Adame, unde ești? Deci îl căuta Dumnezeu chiar prin grădina Raiului. Zice, Doamne, să aici dați gol. Adică ce nu înțelegea Adam? Nu înțelegea chemarea iubirii. Mintea se pervertise în rău și nu știa să spună cuvântul iartă. Mai mult decât atât, fecioara primește cuvântul bucură-te. Femeia păcătoasă sărută picioarele cele unse cu mir și spălate cu lacrimi și șterse cu părul capului, ca în simbol de Eva care fugise de acele sfinte picioare la lepăitul lor prin iarba raiului. Dar mai mult decât atât, mironosițele la înviere de două ori le sărută. Odată pe cale arătându-se dis de dimineață și odată Maria Magdalena era cea care sărutase picioarele Mântuitorului, deci pe cale cu mironosițele, și acum voia ca să-l atingă într-un mod cu totul deosebit. În starea cea duhovnicească în care era văpaie sau era foc și sânge dumnezeiesc înfierbântat de dragostea de a mântui lumea. Și îi spune, nu mă atinge că nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. Cum nu mă atinge? De ce să nu mă atingă? Mă atingi pe cale și nu mă atingi la mormânt. Libertatea lui Dumnezeu de a trece dintr-o stare într-altă stare este tocmai însușirea libertății sale sau apofatismul necânzit de mintea umană. Un om nu poate trece prin zid, dar Dumnezeu trece prin zid. Un om nu poate trece prin apă, că să neacă, Dumnezeu trece prin apă. Ei, așa trece Dumnezeu prin apa botezului și intră curat în sufletul pruncului care în Hristos s-a botezat și în Hristos s-a îmbrăcat, tot așa trece prin inima de piatră sau zidul cel de nepătruns sau omului păcătos cu păcat strămoșesc în el și o face caldă, cum spune Apostolul Pavel, zice, în care litera legii nu se va mai scrie cu tăiere împrejur la urechi, ci se va fi o tăiere împrejur pe pietrele inimii, unde legea dragostei trebuie să se întemărească în casa sufletului. Și spune mai mult decât atât, că dacă Adam nu l-auzea pe Dumnezeu la doi pași în rai, iată că Ioan și Iisus Hristos, Dumnezeu cel adevărat, stând unul lângă altul, deci comunicau cu toată dumnezeirea. De ce?
în Iisus Hristos era întregul cer și pământ. Și o să vedeți ce lucru frumos că la un moment dat spune aici în slujba de sfințire a apei, o taină foarte frumoasă. Zice, răscumpăratul ne-ai pe noi. Asta e de la Apocalipsă. Zice, ispășească-se vina păcatelor, înfieze-se și îndrepteze-se și lumineze-se și învețe-se lumea că El vine ca aducător de viață veșnică. Deci mielul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, iarăși spune că în momentul când pământul și cerul se unesc prin apa Iordanului, nu se unesc prin faptul că trebuia să coboare cerul pe pământ, ci apa Iordanului era cea care ducea pe mai departe semnul că apele au fost cândva și sub tăria cerului și pe pământ, că altfel n-apărea uscatul. Și a strâns Dumnezeu apele și a făcut mări și oceane, și a strâns Dumnezeu apa cea din cer și a făcut o tărie, deci norii care aduc ploaie. Dar cum se unesc ei și vorbesc? Norii se dau la o parte, cerurile se deschid, stelele se feresc, eterul se ferește, trece prima ceată de îngeri, a doua, a noua, și se vede și se aude și Duhul Sfânt și glasul lui Dumnezeu. Adică apa Vechiului Testament vine să se îndulcească prin Harul lui Hristos, revărsând toată binecuvântarea în apa Iordanului, care spune că Adam cel vechi înceartă cu Dumnezeu, se împacă prin Hristos Adam cel nou cu omul cel căzut. Deci Adam cel nou vine să discute de data aceasta cu Dumnezeu în locul omului căzut. Dar în clipa când se moaie apa în care Ioan boteza, toți acei ce erau morți în Adam înviază în Hristos. Una din replicile botezului și de rugăciunile pe care noi le spunem. Și chiar și Pavel spune, în Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Apele care au cunoscut pe Duhul Sfânt și stihiile ascultă glasul stăpânului. De ce? Pentru întreita slujire. Ca învățător, ca împărat și ca arhiereu. Ca învățător vine și face lumii minuni și vindecări. Ca împărat vine și stăpânește și toate ei se supun și se împlinește Scriptura pas cu pas, cum erau scrise cele din legea cea veche, ca umbra celei noi. Iar ca arhiereu sau ca mare preot vine să aducă lumii pace și mântuire prin jertfa de la cruce. Prima picătură de sânge cursă în rai din durerea lui Dumnezeu este căderea satanei în străfundurile iadului. De ce? Pentru că Dumnezeu știa că acest iad trebuie creat înainte de crearea lumii. Știa că această răzvrătire a zidirii, care este făcută schimbabilă și coruptibilă, va putea să aducă vreodată probleme sau să creeze acel spațiu de lipsă de iubire. Și de aceea își permite mai departe un mare teolog rus să spună că iadul este nesfârșita durere a lui Dumnezeu față de creația căzută. Și Maxim Mărturisitorul face o completare extraordinară. Zice, din toată creația pe care Dumnezeu ar pierde-o de 1000 de ori și nu i-ar părea rău, ar fi dacă satana ar fi putut corupe planul mântuirii prin Fecioara Marie. Deci iată cât de adâncă era taina îndreptării omului și cum spune în Apocalipsă, un final foarte frumos, zice, asta e o rugăciune care noi o folosim, dar tâlcuită în capitolul 21 al Apocalipsei. Răscumpăratul ne-ai din blestemul legii cu scump sângele tău, pe cruce fiind răstihnit și cu sulița în coastă împuns nemurirea izvorât oamenilor. Dar, zice acolo, cei răscumpărați de mielul lui Dumnezeu intră în Ierusalimul ceresc cântând celui ce șade pe tron și mielului fie binecuvântarea și cinstea și mărirea și puterea. În capitolul 5, versetul 13. Deci iată, mai departe iarăși în Apocalipsă, întâlnim iarăși un caz când spune că se va dezlega taina mielului. Taina mielului este ziua cea de-a 8-a, despre care Părintele Stăniloae, și nu știu cât o să înțelegeți și vă interesează, vorbește că este taina vieții nesfârșite, este taina luminii necreate, este taina convorbirii supreme cu Dumnezeu, este taina unirii tainice pentru totdeauna cu Dumnezeu, iar tot zorile zilei a 8-a sau zorile învierii, prin mormântul dătător de viață și prin lumina și piatra pecetuită și apoi răsturnată de la mormânt, vin să aduc acea cântare vestită prin cocoșul
care întotdeauna este simbolul războiului și a biruinței, dar și prin acel, deci și prin acel înalt îndemn, care nu este altceva decât o transfigurare a Iordanului, pentru că intră în mormânt, se poate pătrunde în iad, intră în Iordan, se poate pătrunde în ființa umană. De ce? În ființa umană pătrunde prin apele unde toți s-au muiat, iar în mormânt pătrunde în pântecele iadului pe care l-a golit, l-a jăcmănit, l-a desființat, l-a amărât, l-a întristat, cum spune acolo Ioan Gură de Aur, și mai mult decât atât, rupe și curmă și boldul morții. Și de aceea, dacă astăzi am cântat cât în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat, tot odată cu această cântare putem să spunem că Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Deci aceeași și unică taină, nu este altceva. Dumnezeu îi și a celor vii și a celor morți. Trebuia să-i absolve întâi pe cei vii, deci tot ce mișca, să le redreseze și să le aducă la lumină, și asta a făcut-o prin apa Iordanului, prin naștere și prin răsăritul cel de sus, care vine să se arate lumii prin puterea Duhului Sfânt, și apoi trece tot prin puterea Duhului Sfânt la următoarea lucrare. Dumnezeu lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacov. Ce face? Intră în pântecele iadului, face un ravagiu puternic cu predicarea Evangheliei timp de 30 de ore, iar noi la vecernie cântăm acea frumoasă cântare, Lumină Lina Sfintei Slave Tale a Tatălui Ceresc, și în acel moment, cum spune Penticostarul, toți alergau cu pași repezi spre lumina cea neapropiată. Deci era atâta lumină iad încât dracii s-au ascuns, nu mai era niciunul de față. Și rămăsese sufletele care jinduiau. Jinduiau după ce? După libertatea vieții veșnice. Și cine stătea în iad? Nu era o întâlnire oarecare, ci o întâlnire extrem de înaltă. David, strămoșul lui Hristos, Avram, strămoșul lui Hristos, Iacov, strămoșul lui Hristos, Adam cel vechi, era Ioan Botezătorul, care confirmau unul altuia și spuneau, n-am spus eu sceptrul din Iacov și stea din Iuda, n-am spus eu că din scaunul tău voi din rodul tău voi pune pe scaunul tău, adică din neamul lui David, n-am spus eu am Botezătorul, eu am spus iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, pentru că transfigurarea Iordanului de fapt în completarea învierii se revarsă. Așa cum o femeie rămâne însărcinată și până nu naște pruncul, îi tot femeie însărcinată, dar este mamă în clipa nașterii, așa și Iisus Hristos nu este încă împărat, ci rămâne minunat învățător și făcător de minuni, până în clipa când golește pântecele iadului și se face stăpânul morții. Dar se face stăpânul morții prin suprema jertfă. Adică arhiereu aducea carne de bou și de țap și jertfea pentru păcate, el aduce și macină bucățele trupului și sângele lui și îl dă celor care mănâncă să nu mai moară niciodată. Deci să mănânce câte o bucățică din nemurire, să spală omul de păcat prin nemurirea apei din botez și să hrănește omul cu viața veșnică, mâncând din viața veșnică, din trupul vieții veșnice. Adică Iordanul și învierea sunt o carte cu două pagini deschise. Citind în prima carte, vedem pe mielul lui Dumnezeu, deci care intră în ape, nu să se spele, ci să le sfințească, pentru că și preotul binecuvintează amestecarea sfintelor, deci botezul și euharistia, și apoi tot preotul la urmă, prin binecuvântarea apei cursă din coastă, vine și spune căldura credinței plină de Duhul Sfânt, amin, amin. De ce amin, amin? Pentru că fără căldura credinței în Duhul Sfânt și fără bucățica de viață veșnică luată cu lingurița, nu ne putem identifica ca fiul lui Hristos. De ce? Ioan Botezătorul n-avea darul legării și dezlegării, dar spunea, pui de năpârcă, cine vă spune că scăpați de mânia care vine? Dar acum Hristos are discipolii și apostolii și mesagerii săi care spune, tu iei apa cea sfințită, ești încă la faza de curățire, ești încă năpârcă, dar tu treci la împărtășire că ești Fiul lui Dumnezeu. Adică cei care nu se străduiesc să ajungă la sfintele taine și să ajungă la trupul tainic al lui Hristos, cel înfierbântat de dragostea nemărginită, înseamnă că vor rămâne în continuare saduchei și farisei, sau cum spune Scriptura, vame și farisei, care nu vor să tragă la lumina cea veșnică a lui Hristos. Sărbătoarea Iordanului, să spunem, și cu aceasta, fiindcă ușor s-a încheiat ciclul acestor sărbători pe care le
le-am sărbătorit numai în șampanie și în fripturi, este de fapt unicul mesaj care se mai transmite lumii încă o dată. Să nu ne despărțim de mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii și să nu ne despărțim de paharul mântuirii, care nu înseamnă altceva decât sângele mielului răscumpărat pentru păcatele lumii și adus pentru iertarea păcatelor lumii și trupul care se frânge pentru păcatele întregii lumi în vecii vecilor. Amin. Hare Krishna.